seara de dimineață, ne ajută să scapi de greață și strește morarul să poți. Până dimineața, oameni buni, hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, că astăzi e 24 ianuarie și peste tot, mai mult formal decât lucruri făcute cu simțire, au loc manifestări dedicate Zilei Unirii Principatelor Române. Nu o să discutăm foarte mult despre asta astăzi aici. Vreau să vă spun că după emisiunea de ieri cu Liviu Harbuz au fost multe semnale care au apreciat partea de constructivă a discuției și da, se simte nevoia unor dezbateri. Oamenii vor să vadă asta, vor să se discute despre problemele comunității. Vom vedea cum se poate rezolva așa ceva. Noi, în schimb, astăzi continuăm să vă prezentăm oameni care, după mecanismele interne care s-au declanșat în interiorul unor partide, sunt scoși în postura de candidați, fie pentru un post de primar, fie pentru un post de președinte de Consiliul Județean sau consilier local sau județean. Facem acest lucru din dorința de a-i cunoaște, din dorința ca ei să poată să-și exprime ceea ce doresc să facă pentru comunitate și dumneavoastră să-i puteți judeca, cântări, nu neapărat judeca, să-i cântăriți, să vedeți dacă ceea ce spun ei rezonează cu ceea ce credeți dumneavoastră că trebuie să întâmple în comunitate. Zilele trecute l-am avut invitat pe candidatul celor de la USR și aproape normal trebuie să prezentăm imediat și candidatul celor de la Plus. Ei sunt într-o alianță politică, USR Plus, după ce fiecare formațiune își desemnează candidații, va urma și desemnarea candidatului unic al formațiunii. Am plăcerea să vi-l prezint astăzi pe domnul Cosmina Sandei, candidatul Plus pentru primăria Piatra Neamț. Bine ați venit în emisiune. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Domnul Cosmin, plăcerea este de partea noastră și să sperăm că și a telespectatorilor. Pentru că recunosc, este așa un sentiment revigorant să vezi tineri care vin spre domeniul acesta și probabil că vin cu gânduri bune, că nu cred eu că... Cu siguranță. Într-adevăr, generația noastră nu prea a plecat în momentul în care și-a terminat studiile sau a început viața activă în societate cu gândul de a intra în politică, însă realitățile de astăzi ne cam obligă să facem lucrul acesta dacă dorim să facem o schimbare. Tradus cumva ce a spus dumneavoastră ar însemna nu se mai poate. Da, nu se mai poate, pentru că dacă este să discutăm cât se poate de sec, eu m-am uitat că din colegii mei de generală și de liceu, de la generală mai suntem 5 în oraș și la liceu vreo 4. Deci, și cât sunt în țară și cât sunt plecați din țară? Cred că în țară mai sunt încă vreo 7-8 din ambele categorii și restul sunt plecați în străinătate. Iar demonstrație mai bună că nu se mai poate, nu poate fi făcut. Da, nu se mai poate, dar într-un mod foarte stringent, pentru că fenomenul ăsta al emigrației noastre, a tinerilor, totuși a ajuns la un apogeu acum și foarte mult mi-aș dori să am prietenii aici înapoi și să putem să locuim împreună și să putem pune umărul ca să ne creăm aici condiții astfel încât să le oferim motive foarte serioase copiilor noștri pentru a lua în calcul să rămână aici și să nu plece în alte locuri. Acum, firesc, vine o întrebare. Veniți în politică pentru că
vă doriți o carieră politică și nu sunteți realizat pe plan profesional? Sau sunteți realizat pe plan profesional și veniți în politică să vă puneți experiența de pe plan profesional în domeniul politic? Întrebare logică. Da, este o întrebare extraordinar de corectă, deoarece, într-adevăr, dacă este să ne uităm în istoricul anilor de după Revoluție, multe persoane care pe plan profesional nu au reușit să facă mare lucru, poate nici nu au încercat, au găsit un refugiu în politică, motiv pentru care și astăzi nivelul administrației... Un refugiu profitabil, ca să spunem așa. De cele mai multe ori, da. Eu consider că în cazul meu nu se aplică această regulă, deoarece eu am... Dacă este să vă fac un CV... Eu sunt chiar, de aceea suntem aici. Da, eu sunt născut în Iași, dar am copilărit în Piatra Neamț, am urmat cursurile școlii 27, după care al liceului de informatică, colegiul acum de informatică, după care am urmat cursurile facultății de contabilitate și informatică de gestiune a Academiei de Studii Economice din București. Am terminat dreptul în cadrul Universității Nicolae Titulescu din București și un master pe audit financiar și consiliere tot în cadrul ASE București. Și acum lucrați? Și lucrez. Eu îmi desfășor activitatea exact în ceea ce am învățat la facultate, și anume am o firmă de audit financiar și de contabilități, prin care fie ținem contabilități pentru societățile care au necesitatea să-și externalizeze acest serviciu, fie facem audituri financiare pentru întreprinderile mijlocii și mari, care au obligația legală în a face acest lucru. Da, am înțeles. Bun, acum de pe poziția aceasta de om care a studiat economie, așa este, da, contabilitate în domeniul ăsta, și drept, ați avea teoretic un mare avantaj în momentul în care intrați în administrație, în politică. Administrație, că dacă mergeți... Da, discutăm de administrație. Deci, într-adevăr, poate nu este neapărat un avantaj în fața celorlalți, însă poate să aducă un plus în ceea ce privește felul în care pot fi abordate anumite probleme și modalitățile lor de rezolvare din punct de vedere administrativ și poate și politic, dacă este să discutăm de partid. Haideți să vedem următoarea întrebare logică. Ne-ați spus de ce nu se mai poate, că trebuie schimbat ceva, dar Piatra Neamț este un oraș cu multe, 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 multe probleme care își așteaptă rezolvarea. Cum credeți dumneavoastră că se pot rezolva problemele astea și care sunt cele pe care le-ați identificat dumneavoastră? Din punctul meu de vedere, faptul că, așa cum am spus mai devreme, tinerii preferă să plece decât să rămână, clar este cel mai puternic indicator a faptului că nu există o perspectivă aici în orașul nostru pentru moment. Și toată această emigrație din oraș are anumite cauze. Principala cauză, din punctul meu de vedere, este calitatea vieții din oraș și a doua cauză, dar asupra căreia cei din administrația locală au doar un cuvânt restrâns de spus, reprezintă și partea financiară, adică posibilitățile de a face venituri aici în oraș. Dacă astea nu ai nimica două care se întâmplă important... Într-adevăr. Și dacă la cele două mai adăugăm și faptul că autoritățile locale nu dispun de niște fonduri pe care să le poată utiliza în mod eficient, din cauza unui istoric destul de zbuciumat în privința asta, ajungem așa într-un fel de impas în care prezentul este destul de mohorât, iar viitorul nu prea se întrevede a fi ok. Deci dacă este să rezumăm, nu prea văd foarte multe aturi pentru oraș, în afară de unul singur, și anume faptul că are potențial, care este atul cel mai important dintre toate. Însă, el trebuie valorificat, adică nu... Bun, haideți să vorbim despre potențial. Ok. Din punctul meu de vedere, principalul lucru pe care poate fi aplicat în Piatra Neamț este
faptul că noi putem învăța din lecțiile pe care alte orașe, alte comunități le-au învățat de-a lungul timpului și noi să sărim peste toate etapele pe care ei le-au trecut pe banii lor și să ajungem mai repede la standardele zilei de astăzi. Adică să vă dau un exemplu. Dacă multe orașe au pus accent în trecut prin politicile duse astfel încât să realizeze o fluidizare extraordinară a traficului, să facă foarte multe investiții vis-a-vis de, nu știu, pasaje, tunele sau alte chestiuni, după ani de zile în care au dus asemenea politici, s-au dat seama că ele nu sunt neapărat corecte, ci că, de fapt, beneficiarii vieții din oraș nu sunt mașinile, ci sunt oamenii și atenția lor trebuie să îndrepte înspre oameni și nu înspre așa ceva. Motiv pentru care, de exemplu, la noi în oraș se pot identifica modalități prin care descongestionarea aglomerației din oraș poate fi făcută nu doar prin construirea, v-am spus mai devreme, de pasaje sau altceva, ci printr-o politică inteligentă cu ceea ce avem deja. Adică ideea este atunci când administrezi, la fel ar trebui să fie și în sectorul de stat, cât și cum este în sectorul privat, adică în momentul în care faci o investiție, aceasta să presupună o investiție minimă, dar cu un impact maxim. Asta este, din punctul meu de vedere, cheia pentru a putea să fie eficientă o administrație. Adică pleci de la realități, ții cont de ele, ții cont de posibilități. Exact. Vezi dacă poți obține ceva în plus față de posibilitățile existente și pe urmă încerci să maximizezi orice bănuț pe care îl investești. Exact. În folosul oamenilor, nu în folosul unor firme sau unor politice. Așa este. Mi-aduc cu plăcere aminte de profesorul Vrânceanu, pe care l-am avut la analiza economică, care spunea că, dumneavoastră spunea că, într-adevăr, poți să te uiți pe partea de cheltuieli și să diminuești și să ajustezi cheltuielile, însă asta este o soluție pe termen lung. Important este să te uiți pe partea de venituri, astfel încât ea să fie atât de importantă și atât de consistentă, încât cheltuielile să nu mai conteze. Da, numai că la primăria Piatra Neamț în momentul acesta se cheltuie lunar suma de 3 milioane de lei pe datorii vechi. Datorii venite de pe urma unor investiții sau nefericite sau făcute la suprapreț. Deci este un dat acum. Alea trebuie plătite. Este o realitate de la care plecăm. Este o realitate de la care plecăm. 3 milioane pe lună înseamnă o sumă extrem de mare cu care lunar s-ar putea face foarte multe lucruri. Nu se poate pentru că trebuie să plătim această datorie. Deci plecăm cu un minus extrem de mare. Oricine vine la primărie trebuie să țină cont de asta. Pe de altă parte, mamuții industriali care să producă foarte mult și să genereze venituri la bugetul primăriei nu sunt chiar așa de mulți pe raza municipiului. Da, un aspect foarte important referitor la majorarea veniturilor în cadrul primăriei și administrației locale, din punctul meu de vedere, este o încurajare foarte serioasă a antreprenorilor în oraș. Și mă refer la antreprenori, la startup-uri, la familii de tineri. Într-adevăr, o încurajare de genul ăsta presupune două componente. O componentă care vine de la nivel central, și anume politici fiscale pentru așa ceva, da. Asupra căreia cei din administrația locală nu prea au mare cuvânt de spus. Dar pe partea ce ține de administrație locală, cu siguranță pot să se întreprindă măsuri care să ajute tinerii antreprenori sau cei care vor să-și deschidă o afacere să facă lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, sunt două direcții mari în care se pot merge pe această temă. O direcție pe care știu că a mai fost abordată aici, dar care a fost abordată doar ca nivel de temă, și anume crearea unui parc industrial
Acest lucru a fost făcut și în alte zone din țară cu succes, vezi... Și în câteva zone fără succes. Și în câteva zone fără succes, să fim cinstiți. Așa este. Însă o asemenea investiție din partea primăriei presupune niște fonduri foarte serioase și aceste fonduri pot sau nu pot fi luate la Uniunea Europeană, depinde de felul în care există bugetarea pentru exercițiu financiar european în perioada respectivă. Însă, dacă într-adevăr mai multe OAT-uri s-ar putea organiza astfel încât să gândească o altfel de zonă pentru tinerii care vor și nu numai tineri, pentru persoanele care vor să-și deschidă o afacere, ar fi foarte bine. Și nu trebuie să inventăm noi roata, putem să vedem cum au făcut și alții, în sensul că în mod sigur pot fi identificate locuri în limitrofe orașului în care să fie deja existent curent electric, să fie deja existentă canalizare. Știți care este problema, domnul Asane? Problema mare cu aceste parcuri care a fost înainte și care a făcut ca acum să nu mai existe terenuri ale municipalității care să poată fi folosite în acest scop. Sau să existe niște terenuri care nu se pretează întotdeauna scopului. Așa este, dar am spus mai devreme faptul că mai multe OAT-uri, adică Piatra Neamț și poate niște OAT-uri limitrofe, să poată gândi o asemenea chestiune. Este zona platformei Săvinești, unde a existat acest plan, dar din motive de cele mai multe ori interesate, ca să nu spun altfel, planul a fost blocat. Da, așa da. Poate gândirea unei zone metropolitane împreună cu centrul la Piatra Neamț ar fi o idee bună, dar o zonă metropolitană reală, nu o zonă, ne-am întâlnit niște primari, am semnat, am pus compasul pe hartă și am zis cât? 20 de kilometri de în jur. Și am făcut un cerc, că asta e zona metropolitană. Hai să vedem cum facem de aici încolo. Nu, astea sunt niște aspecte, niște chestiuni care nu sunt nici fezabile, nici reale. Să fim foarte serioși în privința asta. Noi avem de rezolvat niște probleme punctuale. Când discutăm de o zonă metropolitană, nu știu, suntem la alt nivel. Nu cred că încape discuții. Deci vorbim de zonă metropolitană și noi nu avem apa rezolvată. Într-adevăr. Deci vorbim de zonă. Și în Piatra Neamț nu sunt străzi care nu au trasă canalizare. Da, deci. Nu are trasă. Deci într-adevăr, ăsta este nivelul de la care trebuie să pornim și pe care trebuie să Eu m-aș bucura să văd acum la nivelul primăriei. Avem proiectele care au început acum să funcționeze. Gardurile urbane. Este un model. Poți obține până la 7 milioane de euro. Pentru ce? Pentru dezvoltarea acestor zone de care spuneați dumneavoastră, străzile fără canalizare. Așa este. Limitrofe, dar, din zona limitrofă. Dar pentru asta... Trebuie bani pentru cofinanțare. Dacă vă uitați pe bugetul de 2019, atât pe execuția bugetară, cât și pe buget... Vă rog. O să vedeți acolo o singură cifră trecută la cofinanțare. Care? Zero. Bine, acum sunt niște proiecte în care cofinanțarea e undeva la 2%, spunea domnul primar când a fost aici. Să fim serioși, nu sunt niște sume suficiente care să poată să asigure niște proiecte pentru oraș. Chiar dacă proiectele respective au fost întocmite și stau pe masă și ar putea obține mâine bani de la UE, nu există bani pentru cofinanțare. Motiv pentru care primăria trebuie să obțină surse de venit. Asta este principalul target pentru primărie. Și sursele astea de unde pot să vină? Din taxe și impozite locale sau din impozitele pe care contribuabilii, mă refer persoanele juridice, le plătesc, pentru că o parte din impozitele plătite persoanele juridice se întorc la primărie. Și dacă o parte din probleme ar putea fi rezolvate prin parcul acesta despre care discutăm, dar care într-adevăr presupune fiind o investiție masivă, presupune o abordare foarte mai complicată și care nu poate fi realizată peste noapte, totuși, sectorul antreprenorial poate fi încurajat astfel încât să genereze venituri pentru primărie și prin niște soluții mai puțin costisitoare, mai orientate către nevoile lor.
Și aici, bineînțeles, ajungem la o altă discuție veche pe care vă spuneam că Piatra Neamț într-adevăr are potențial, dar trebuie să-l valorificăm într-un fel sau altul. Și aici venim la discuția veche referitoare la turism. Într-adevăr, Piatra Neamț este declarată ca fiind stațiune turistică, însă, dacă este să ne uităm câte media nopților de cazare pe Piatra Neamț, care este stațiune turistică, este rușinoasă, este sub 2 nopți. Deci, ceea ce este inadmisibil. Adică, eu vă întreb dumneavoastră, dacă ați fi din alt oraș și ați veni aici, în Piatra Neamț, ați vrea să faceți, să petreceți un weekend aici, să veniți într-un concediu? Bine, de eu weekend, cunoscând, e greu să vă răspund, pentru că eu stau de prea mult timp aici, dar în principiu, dacă vin într-un weekend oarecare, exact. Deci nu vii țintit, vreau să mă duc la, nu știu ce, hram de mănăstire, că multe lucruri nu prea discutăm e. Strict. Vii la Piatra, stai și te întreb ce faci. În oraș. Exact. În oraș. În oraș? În oraș. În zona imediat apropiată. În zona apropiată. Mă refer, e o problemă. Un kilometru, doi în jurul orașului. E nu problemă. Mai mult de atât. După aceea mai este o problemă. Avem 2 nopți de cazare pe cap de turist. Problema este că nu avem foarte multe locuri de cazare la nivel ca să poți atrage turiști într-un city break. Într-adevăr, dar nevoia de locuri de cazare în mod clar, sectorul privat ar rezolva în mod natural când ar exista cererea. Când ar exista cererea pentru așa ceva. Bun. Deci spuneam mai devreme că dacă vine o persoană, nu are ce să facă foarte multe în Piatra Neamț. Dar lucrurile astea pot fi rezolvate prin niște măsuri foarte clare și care nu presupun foarte mulți bani. Și anume, putem să ne uităm în curtea altor orașe și să aplicăm. Nu trebuie să inventăm noi neapărat roata aici. Trebuie doar să fim un pic, să ne facem un pic cercetare la ceea ce vrem să facem. De exemplu, vă dau un exemplu. Dacă vreți să mergeți în Sibiu, da? Pe lângă faptul că este un oraș care, într-adevăr, are o componentă istorică și restul, cine vine acolo, ce face? Sunt 2 piețe mari și late în Sibiu, în care se face accesul pe un bulevard care este astăzi pietonal, este de multă vreme pietonal și care are o serie de terase. Era pietonal sâmbătă duminica și când eram eu elev acolo. Ok, am înțeles. Lucrul ăsta poate fi extrapolat și aplicat și la noi, adică eu nu văd un impediment în a face zona centrală între hotelul Ceahlău și teatru să devină pietonal în mod permanent, cum au făcut și Iașu cu zona din partea Mitropoliei. Lucrurile pentru astea, asta ți-ar trebui niște soluții inteligente pentru rezolvarea traficului. Exact. Și nu soluții, mă scuzați că vă întreb, nu soluții de genul, haideți să mai facem încă un tunel pe sub care înseamnă 11.000 de milioane de lei. Da, acolo se câștigă bani. Da, dar interesul este ca primăria să câștige bani. Adică banii să rămână la primărie ca să poată să facă și alt fel de investiții. Cu siguranță se pot găsi soluții de a fi redirecționat traficul pe alte artere, reamenajate alte artere, astfel încât să preia sarcina aceasta de trafic de mașini, astfel încât în partea de jos, cu o reamenajare corectă a parcului central, pentru că îmi pare foarte rău, dar el nu arată sub nicio formă standardelor de astăzi, astfel încât ai avea 2 locuri, un parc jos care ar putea fi susceptibil de a avea zona de terasă pe partea unde există deja clădirile, care și ele ar trebui să fie un pic să se adapteze noi exact, da. Bineînțeles, cu siguranță proprietarii clădirilor cred că ar fi foarte imediat bucuros să facă de acord. Problema, da. Și ar fi și o parte de sus, care este cea de la turn, care are și o anumită componentă istorică, care este parțial amenajată. Și în care concertele ar trebui gândite cum să desfășoare, pentru că vorbeam cu un muzeograf care mi-a spus, domnule, nouă ne-au căzut din cauza vibrațiilor în muzeul de artă, exponate și s-au rupt. N-am știut, într-adevăr. Pentru asta există administrație locală care se poate să rezolve deci, lucrurile. Deci, dau un exemplu. Adică, da, într-adevăr, se simte nevoia de pietonal, se simte nevoia de spații în care să te poți plimba în siguranță și să ai ce face. Corect. Eu am un băiețel de 2 ani jumătate și eu sunt o persoană destul de activă. Îmi place să merg cu bicicleta, cu motocicleta, cu ATV-ul, cu toate activitățile astea
care sunt de generația trotineta electrică. Nu am electrică, dar am trotinetă și chiar am, da, anul trecut mi-am cumpărat și eu o trotinetă. Dar mi-am pus problema, dacă eu aș vrea să merg prin orașul meu cu juniorul, nu am pe unde să mă plimb în mod corect și real cu o bicicletă sau cu o trotinetă. E clar că... Lucrul ăsta poate fi rezolvat într-un mod foarte elegant și cu foarte puțin bani raportat la alte metode de gândire sau de rezolva lucruri. Dacă ar fi să, fiecare din Piatra Neamț, dacă ar fi să meargă în orașele din Europa, care sunt de mărimea Pietrei Neamțului sau poate un pic mai mari, vor vedea că regula acolo este faptul că în oraș sunt foarte multe sensuri unice. Străinii au ajuns la o concluzie pe care ar trebui să o abordăm și noi, și anume faptul că un sens unic rezolvă două probleme. Unu, faptul că traficul este mai fluent. Doi, îți permite să poți să organizezi traficul, să aibă un anumit circuit, așa cum are apa un circuit în oraș, așa este și traficul. Și doi, pe artera respectivă îți permite să poți să faci piste decente pentru bicicliști, adică o pistă de bicicliști nu poate să aibă un metru lățime, să fim serioși. Și în același timp îți poate oferi și posibilitatea unor parcări în spic, astfel încât să fie foarte eficiente din punct de vedere al utilizării spațiului. Da. Este o soluție. Este o soluție. Dar vă dau niște exemple concrete din centru, adică să fim serioși. Avem în zona centrală, unde este pătrățelul, linelul ăsta central al orașului, sunt parcări care sunt imediat lângă bulevard, dar în care trebuie să intri printr-o stradă adiacentă. Adică este o suprafață de carosabil care este folosită doar pentru a intra într-o parcare, care și așa are puține locuri. Nu există o logică pentru așa ceva. Când au fost făcute respectivele proiecte, nu știu cum de-au putut să le gândească în felul acesta. Respectivele suprafețe pot fi folosite pentru pietonal. Vă dumneavoastră mergeți prea departe, presupuneți că chiar s-a gândit când s-a făcut așa ceva. Eu vă spun cum s-a făcut. Nu. S-a făcut. Cineva are nevoie de parcare acolo. Așa se făcea. De aceea trebuie să depăși. Eu spun că nu se mai poate cu modul acesta de gândire învechit în administrarea orașului. Acum, am putea discuta foarte multe și mă bucur că ați venit și aveți niște lucruri concrete, dar eu vreau acum să vă întreb altceva. Candidați la primărie, cu ce echipă veniți? Pentru că eu nu mai cred în candidații care se pricep la toate. Care spun că vin și spune, eu mă pricep și la aia, și la aia, și la educație, și la social, și la tot. Eu nu mai cred asta. Eu cred în candidații care vin cu echipe puternice. Echipe puternice, cu caractere puternice în spate. De acord. Din punctul meu de vedere, atât noi cei de la Plus, cât și cei de la OSR, avem resursă umană care să asigure tot ceea ce înseamnă consiliere și tot ceea ce înseamnă expertiză pentru a putea desfășura un act administrativ corect pentru cetățean. Dacă este să discutăm de resursa umană, în momentul în care ajungi într-o poziție de genul acesta de conducere, ești pus în fața unor persoane care deja lucrează într-un sistem, respectiv primăria, și în care există clar o cutumă și un mod de a rezolva problemele. Însă, în momentul în care există dorință de a se rezolva aspectele care sunt prioritare, cu siguranță persoanele care lucrează acum în primărie sunt pregătite și pot să își adapteze felul de lucru în condiții aferente zilei de astăzi. Adică nu mi se pare corect că o persoană care vrea să se ducă într-un loc să spună, da, eu o să vin și o să tai și o să spânzur și o să schimb toate din temelii, fără să ajungi acolo și să faci o evaluare clară, adică să treci prin fiecare dintre birouri și să vezi din punctul tău de vedere, pentru că până la urmă primarul este un manager și trebuie să... El este cel care stabilește politica și direcțiile în care trebuie să o ia administrația publică și abia după ce face o evaluare corectă și personală a celor din primărie, să poată să spună, eu așa văd lucrurile, așa aș vedea niște lucruri schimbate și, bineînțeles, un lucru care este foarte des discutat și anume faptul că
ar trebui totuși să fie introdus în sistemul administrativ o remunerație sau un sistem de salarizare care să fie bazat și pe o performanță pe care să o facă fiecare dintre funcționarii de acolo. Eu mă refeream aici, poate un pic mai concret la niște lucruri. Cu ce profil au consilierii pe care îi propune Plus? Pentru că, să nu uităm, primarul, dincolo de faptul că în instituția aceea numită primărie se ocupă, coordonează, el este obligat prin lege să pună în practică hotărârile consiliului local. Dacă ajungi primar și ai un consiliu local ostil, devine o problemă dacă nu colaborezi. Și atunci, un primar, teoretic, dacă ajunge primar, trebuie să tragă după el și o echipă de consilieri. Care e profilul consilierilor pe care îi propune Plus? Pentru consiliul local. Pentru consiliul local, Piatra Neamț, aici discutăm. Colegii mei din Plus, care și-au depus candidaturile și au fost validate de către, în urma competiției interne pe care am avut-o, toți sunt ca și vârstă apropiată mie și venim din diferite medii, de atât universitare cât și antreprenoriale. Adică toți sunt absolvenți de ISE Iași, absolvenți de ASE București, absolvenți de Facultate de Informatică din Iași. O parte din ei fie lucrează în cadrul unor multinaționale pe diferite posturi conform pregătirii pe care o au în facultate sau sunt în mediul antreprenorial. De asta v-am întrebat, adică oamenii când vin, și vă dau un exemplu nefericit la Piatra Neamț. Acum 4 ani, mă rog, aproape 4 ani, în campanie, un partid și-a propus să aducă tineri. Noi care nu am mai făcut politică. Și am făcut o emisiune cu un asemenea tânăr, care mie mi se părea la vremea aceea extrem de promițător. A ajuns într-o poziție, în primărie, a ajuns acolo. La 2 săptămâni după ce a ajuns în poziția respectivă, în momentul în care am discutat cu el, am primit o lovitură de ciocan în cap. Avea limbajul specific unui funcționar public, dar nu numai limbajul, comportamentul, toate tarele pe care noi le amintim despre funcționarii publici, erau în persoana acestui om tânăr care, după 4 ani, a îmbătrânit atât de mult în administrație, e mai rău ca orice funcționar din ăla de pe vremuri. S-a produs o schimbare atât de bruscă de la ce spunea, și eu am emisiunea respectivă și odată o să o pun, o să o difuzez din nou. Exercițiu interesant. Da. Te sperii. De aceea vă spun, oamenii care vin în echipă trebuie să susțină un demers de înnoire a actului administrativ. Vectorul care ne-a unit pe noi, cei care am intrat în Plus, adică persoane care nu au mai făcut niciodată politică, este tocmai nevoia asta de a vedea că lucrurile se schimbă. Asta este, nu știu, forța, dacă puteți să-i spune, sau ceva, sau convingerea pe care ne-a adunat pe noi în ceea ce vrem. Poate sună un pic idealist, poate sună un pic puțin fezabil. Avem nevoie și de lucruri de genul ăsta. Asta este realitatea de la care pornim. Adică nouă ne place să credem că suntem de bună credință și mai ales faptul că toți venim din sectorul privat și toți am demonstrat ceva în business-ul pe care l-am făcut sau în activitatea pe care am desfășurat-o, mi-e greu să cred că vom putea fi schimbați atât de ușor, din punct de vedere al mentalității. Eu sper să nu se întâmple niciodată lucrul ăsta. Vă doresc succes, mă bucur că v-am avut în această emisiune. Sunt bucuros că am putut purta un dialog coerent și pe probleme, mă bucură lucrul acesta. Vă aștept în continuare când sunt lucruri de comunicat și când sunt poziții vis-a-vis de ce se întâmplă în oraș. Aștept asemenea poziții de la toți candidații. Dom'le, nu sunt mulțumit pentru că s-a luat o hotărâre care e proastă.
La ședința de Consiliu Local s-a făcut asta. Asta presupune că dumneavoastră le și urmăriți, le și vedeți. Aici aș vrea să punctez o secundă și anume faptul că toată administrația locală este caracterizată de un lucru care se numește o lipsă crasă de transparență. Bine. Adică asta... este imposibil să poți să-ți dai seama, chiar și pentru o perioadă, pentru o persoană care este pregătită, este foarte greu să poți să te informezi ceea ce se discută și ceea ce se votează într-o ședință de Consiliu Local, care, apropo, se referă la oameni, la cetățeni. Să vă spun ceva. De 4 ani, de 5 ani, Gabi, de câți ani, nu mai știu de câți ani, de mulți ani, subsemnatul și organele de presă în care am lucrat, am militat pentru următorul lucru. Domne, ședințele de Consiliu Local trebuie să fie dezbateri. Aveți obligația să puneți proiectele. După ce ne-am luptat ani de zile, în sfârșit s-au pus proiectele pe site cu câteva zile înainte. Cu câteva zile înainte. Dar proiectele sunt de așa natură făcute, încât multe dintre ele sunt criptice. Iar ședințele în sine se desfășoară așa. Șeful de ședință spune, bună ziua, suntem așa, avem un quorum, votăm procesul verbal al ședinței trecute, cine este de acord? Proiectul numărul 1. Proiectul numărul 1, comisia tehnică, de acord, da, comisia juridică, comisia economică, dacă este cazul, da, punem proiectul la vot. Care proiect? Despre ce este vorba? Cu ce se mănâncă? La ce se referă? Avem discuții doar dacă este un interes atins al cuiva și spune, doamne, dar nu e bine acolo. În rest, nimic. De acord. Recunosc că am fost o singură dată la o ședință de Consiliu Local și o singură dată la o ședință de Consiliu Județean. Nu aș vrea să fac o caracterizare a celor două, pentru că, nu știu... Este jenantă pentru persoanele care au fost implicate acolo. Noi tot timpul am spus lucrul acesta, da, că nu se poate. Un obiectiv principal pe care vreau să-l punctez, din punct pe care și-l propune Plus în relația cu cetățeanul, este transparentizarea deciziei administrative. Iar transparentizarea aceasta poate fi făcută foarte, foarte ușor și foarte elegant, printr-o digitalizare corectă a ceea ce înseamnă primărie. Nu e suficient digitalizare, de-asta vreau să vă spun. Nu este suficient. Acum, dacă vrei să te uiți pe un site al Consiliului Județean, toată informația există undeva. Dar este foarte greu accesibilă, este pentru că o găsești foarte greu. Foarte greu sau este ascunsă sub alte informații. Așa este, într-adevăr. Și atunci nu e suficient atât. Trebuie explicat oamenilor. Dar oricum vom mai avea timpul. Acum trebuie bine să ne spărțim. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune de înainte. Când o să ajungeți primar să vă beți cafeaua... Să dea Domnul. Promit că va fi singura cale de pe biroul meu. Asta că ați făcut prima emisiune la cafeaua de dimineață. Oameni buni, candidatul Plus pentru primăria Piatra Neamț, să facem precizarea că dintre candidatul Plus și candidatul celor de la USR va fi ales un candidat în urma unei dezbateri interne. Vom dezbate programele celor doi candidați și după care se va merge mai departe. Până atunci însă, eu îl felicit pentru că a făcut acest pas și să ne vedem sănătoși cu toții. Weekend plăcut, nu uitați, astăzi este Unirea Mică, Unirea Principatelor. Poate fi și acest lucru sărbătorit. De ce nu chiar și cu un pahar de vin? Care-i problema? Să ne bucurăm, să ne înveselim.